Banul e dușmanul, așa este șlagărul, titlul unui șlagăr al unui rapper român din zilele noastre, Macanache, nu știu dacă ați auzit de el. Am auzit, m-am și uitat pe YouTube după el. Se pare foarte amuzant. Este. Da. Am făcut un interviu cu el, a fost cel mai citit de pe Hotmail sau pe Îmi vine să cred, pentru că e foarte amuzant, e foarte viu. Este. Are licență poetică. El vorbește foarte corect și scrie foarte corect. Am fost. Nu am să cred. Am vorbit cu el. Cred că e greu să imaginezi limba aia dacă nu stăpânești limba. Chiar dacă la o primă vedere pare că textele rapperilor sunt scrise de niște analfabeți, e foarte greșit să crezi asta. Dar în fine, nu o să mă apuc eu să fac analiza muzicii astea și a tendinței. Dar mi s-a întâmplat să filmez trupe de rap în 90 și 98, 99, 98, 98, 99. Primăvară, iarnă, primăvară, după aceea, tararam, tararam, în toamnă m-am apucat de marfa și bani, înainte de marfa și bani. Și am filmat Nu, era o emisiune pe care o începuse Florin Iepan pentru Atomic TV, care se chema Subcultura. El apoi s-a certat cu producătorii, mă rog, s-au separat și ei aveau un producător, era un producător german, era un neamț și un român, erau din Timișoara și un prieten m-a sunat să mă întrebe dacă m-ar interesa să fac chestia asta și am zis da, de ce nu? Și m-am dus și am continuat ceea ce Iepan a început. Și am ajuns și prin București, atunci am filmat, pe Rimaru, Racla am filmat, Delict, la Familia la un moment dat, ce am mai filmat? Am filmat Liric. Dahu Justice mi se pare că a fost filmat de Iepan, era deja filmat de Iepan. Urma să mergem la Tecuci sau la Buzău, nu mai știu de unde erau ghetodacii. N-a mai fost, a căzut chestia asta în fine. Da. Și atunci am descoperit lumea asta și o lume foarte, foarte frumoasă. Acum face parte din istoria mea. Anii 90 sunt finalul anilor 90, început de 2000. Epoca aia este destul de strașnic impregnată de muzica asta, de hip-hop românesc. Am ascultat mult atunci. Iar Marfa și Banii am pus o piesă sau două. Era o trupă, se chema Corect. Băieții din Corect. Mă știu, vin acum pe Felioase. Beton la microfon ca pasărea maestră. Ce corect? Ce corect e corect, ce nu e corect e împotriva noastră.